Camil, ce? Tu chiar ai un copil? Aha, un copil la 14 ani. Camil, tu chiar ai un copil? Camil, tu chiar ai un copil? Ce-i cu voi? Sunteți oarbe? Nu vedeți pe unde mergeți? Tu ești oarbă? M-am săturat de toate certurile astea. Alo? Hai, gata cu sunatul, nu vând niciun cățel. Și de unde ai numărul meu? Salut, Mandy! Camil, tu chiar ai un copil? Ce? Cum ai reușit? Ai doar 14 ani. Ce vorbești, Mandy? E sora mea mai mică. Bona e bolnavă și o înlocuiesc eu. Am crezut că ești însurat și ai un copil. Da, sigur, un copil la 14 ani, foarte inteligent. Gata, am plecat. Stai, Camil! Ce vrei, Mandy? Dacă vrei, pot să stau eu cu sora ta, să am grijă eu de ea, ca o bonă, știi? Aha, sigur. Altceva? Nu e evident? Nu am încredere în tine. Ce fraier, te crezi mare bonă! Molly, să știi că am văzut-o azi într-o rochie exact ca noastră. Ce? E nebună să ne copieze? Nu va fi niciodată la fel de tare ca noi, sigur. Fetelor, începem repetiția sau ce facem? Steph, lasă-ne! Nu începem repetiția fără Amina. Hei, astea sunt prietenele mele gemene, Polly, Molly și Steph. Salutați-i pe abonații mei! Bună, abonaților! Toți întreabă când va fi concertul de la campus. Concertul va fi foarte curând. Concertul de anul nou, așa că abonați-vă la canal să nu pierdeți nimic interesant. Bine, noi începem repetiția, vă iubesc pe toți! Pa, pa! Pa, pa! Ei bine, fetelor, să începem! Să începem! Nice, ce faci? Temele, crede-mă, nu am avut timp să le fac acasă. Nice, tu ești prost? De ce aș fi prost? Pentru că ești în echipa băieților cool și băieții cool nu-și fac temele. Ține minte asta! Ai auzit? Ce ai făcut? De ce mi-ai rupt temele? Pentru că așa trebuie. Mă enervez! O să-ți dau una în față! Vrei să te bați! Hai să ne batem! Hai, lovește-mă! Hai! Crezi că nu știu să mă bat? Salut, băieți! Camil? Tu ai un copil? Serios? Ce copil? Ce prostii vorbiți? E sora mea mai mică, o cheamă Adele. Am crezut că ai deja un copil și o soție la 14 ani. Nice, ce faci? O amuz, ați uitat? Când voi crește, vreau să fiu clovn și să distrez copiii. Nice. Te-ai văzut în oglindă? Cu fața ta copiii doar se vor speria. Pa, nu se vor speria. Puțe, puțe, puțe. Ei bine, vezi? Acum plânge. Hai, calmează-o. Bravo, campionule, ai jucat grozav. Da, sunt campion. Sunt în formă, totul datorită noii mele jachete. Îmi dă putere. Cred că o să îngheț, mi-e atât de frig. Da, ți-e frig? Ce, nu se vede? Da, nu mai tremura, afară nu e frig. Bă, nu vă e frig, pentru că aveți jachete, dar eu nu am. Dacă știam că ești așa plângăcios, nu te luam în echipă. Na, poartă. Pentru mine? Jacheta campionului? Benz, o să plâng de fericire. Mulțumesc, Benz! Da, lasă-mă cu îmbrățișările și sensibilitățile astea. Un campion care nu știe să joace. Bună, campionilor! Salut, fetelor! Fetelor, uitați ce am, o jachetă nouă. Acum și eu sunt campion, să știți. Ne bucurăm mult. Benzi, pot să te iau un minut? Deci, Benzi, e o chestie. A apărut un nou iPhone și telefonul meu e vechi și dă rateuri. Îl poți duce la un serviciu de reparat telefoane. Nu înțeleg, Laura are secrete față de noi? Nici eu nu înțeleg. Dar nu vreau un telefon vechi reparat, vreau unul nou. Și Olivia vrea să-și cumpere unul. Bine, o să cer bani de la părinți să-ți cumpăr un telefon nou, da, e bine? Oh, Benzi, ești cel mai tare iubit din lume. Benzi, jacheta asta e grozavă, mulțumesc mult. Hai să mergem în campus. Ce-i cu secretele astea față de noi? Nimic, doar vorbeam cu iubitul meu să mergem. Bine. Unde-s gumele mele negre?
Ți-am spus deja, nu avem gume negre, ce nu înțelegi? Bun. În loc de gume negre, ia niște degete de vrăjitoare, sunt atât de bune că-ți lingi degetele. Nu mănânc degete de jeleu, vreau gume negre, să fii aici mâine. E chiar așa prostuță, m-a obosit cu gumele ei negre, de unde să-i găsesc eu gume negre? Goofy, ai văzut vreodată gume negre? Nu, n-am văzut niciodată. Termină cu degetul ăsta, mai sunt doar câteva, dacă nu te oprești, îți bag degetul ăsta în fund, ai înțeles? Ponca, nu te rog, uite... Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, tra-pa-pa-pa-pam, tra-pa-pa-pa-pam, tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa, tra-pa-pa-pa-pam. Salut, fetelor! Camil, ce, tu ai copil? Nu, fetelor, e sora noastră mai mică, doar că Bona e bolnavă și Camil face pe Bona astăzi. Am înțeles, Camil e Bona! Auzi, Amin, uite care-i faza. Noi trebuie să mergem la antrenament. Poți să ai grijă de Adel? Doar un pic. Hei, Camil, dar și eu am repetiție! Bună, Adel, eu sunt Polly. Iar eu sunt Molly. Iar eu sunt Steph. Wow, ce... Steph, las-o, nu speria! Amina, dar nu putem anula repetiția. Concertul e curând și nu avem nimic pregătit. Oh, fetelor, am o idee! O să rugăm pe cineva să aibă grijă de sora mea mai mică timp de câteva ore. Super, așa nu anulăm repetiția. Băieți, cine vrea să mergem la pizzerie să comandăm multă pizza și suc? Bravo, Dens, idee bună asta, eu vreau. Și eu vreau o felie de pizza? Pepperoni cu dublu cașcaval. Eu țin dietă, dar nu contează, vin și eu. Plătesc eu pentru toată lumea, că Vince mi-a dat jacheta de campion. Da, super, îmi place când cineva face cinste. Deci, fetelor, mergem? Mergem! Prieteni, avem nevoie de ajutorul vostru. E urgent. E un bebeluș, ce drăguț e! Laura, nu e un bebeluș, e un copil. Steph, nu te da deșteaptă, bebelușul e și el un copil. Deci, avem repetiție și avem nevoie să stați cu Adel câteva ore. Please! Ce drăguță e! Bensi, m-am răzgândit, nu vreau 10 copii, vreau 15! 15? La fel de adorabili? Laura, unde-i punem pe toți? Nu-i punem nicăieri, prostuțule? Vor fi copiii noștri! Am vrea să ajutăm, dar noi chiar... Putem noi! Ce drăguță e! Mulțumim! Fetelor, nu mai mergem la pizzerie? Mergem! Și atunci cine stă cu copilul? Doug! Eu? Dar nu știu cum. Vei învăța! Pa, pa! Bună, eu sunt Doug. Sunt basketbalist. Nu plânge. Uite, am o minge. Vrei să te joci? Salut, fată nouă. Ce faci? Ce vrei? Nimic. Vreau să văd orarul. Pleacă de aici. Bună, fică rătăcitoare. Nu mai spune așa. Nu sunt fică rătăcitoare. Ba da, ești. Acum toți știu adevărul despre tine. Ai mințit și o să plătești pentru asta. Dovedește că am mințit. Nu poți. Aș vrea să-ți dau o palmă, dar mi-e milă de saliva mea. Hai, pleacă, fică rătăcitoare. Uite, Doug, doamne! Băieți, copilul nu e în cărucior? Doug! Doug! Unde-i copilul? În cărucior. Prostule, nu e acolo. Ai pierdut copilul? Nu, era în cărucior, serios. Doug, ești un prost. Acum vom avea probleme.
Dag, ești un idiot. Trezirea. Hai să căutăm copilul. Hai. Of, chiar sunt prost. De ce am adormit? Fraierilor, ați văzut vreun copil? N-a trecut niciun copil pe aici. Nu vreți degete de vrăjitoare? Sunt atât de bune că îți lingi degetele, să știi. Bagă-ți degetul în buzunar, bine? Ponca, nimeni nu vrea să cumpere degetele. Să nu le mai comanzi. Mandy, ai văzut un copil mic, așa de mic, uite. Un copil? Da, un copil. Ce, ați pierdut copilul? Da, l-am pierdut. De ce, l-ai văzut sau nu? Nu l-am văzut. Proștilor. De fapt, Doug l-a pierdut. Cine i-a lăsat să aibă grijă de copilași? Trebuie să o sun pe Amina. Alo? Ce? Cum adică s-a pierdut? Am înțeles. Fetelor, avem o mare problemă. Adele a dispărut. Cum a dispărut? Așadar, avem o mare problemă. Basketbaliștii au pierdut-o pe sora mea mai mică. Nu noi, Doug. Idiotule, nu poți să ai grijă nici de un copil. Scoate jacheta, ești pedepsit. Găsești copilul și o primește înapoi. Dă mingea. Sper că încă e în campus. Trebuie să ne împărțim și să o găsim cât mai repede. Basketbaliștilor, voi căutați pe terenul de basket. Ok. Dacă o găsesc, îmi dai înapoi mingea și jacheta de campion. Calmează-te. Noi căutăm în cafenea. Am lăsat acolo degete de vrăjitoare de jeleu. Poate că le-a simțit mirosul și a mers în cafenea. Cine știe? Ai furat degetele de vrăjitoare de pe teșghea? Doar câteva? Vorbim noi mai târziu. Noi verificăm toate vestiarele? Da, știm fiecare colț. Eu, Nice și Camil verificăm toate debaralele. Da, și podul, doar ca să fim siguri. Nice, ești prost, nu avem pod în campus. Eu nu merg nicăieri, nu am pierdut niciun copil. Noi verificăm sălile de clasă. Fetelor, vin și eu. Săraca micuță s-a pierdut, probabil e singură și speriată. Băieți, unde e Moon? Nu trebuie să căutați, am găsit copilul. Ura! Adele a fost găsită! Dați like, subscribe la canal, clipe clopoțel și așteptați următoarele episoade. Vă spunem... Pa!